În această lecție ne propunem să prezentăm în sprijinul elevilor clasei a noua o problemă cu vectori. Se dă ABCD, patrilater convex, avem și figurat așa tă. M și N sunt mijloacele diagonalelor AC, respectiv DM, DB. De asemenea, este valabilă și următoarea relație. De 4 ori MN, M și N fiind mijloacele, deci vectorul MN, de 4 ori MN, este egal cu vectorul AD minus vectorul BC. În aceste condiții, trebuie să demonstrăm că ABCD este un paralelogram. Abordăm această problemă pornind de la datele importante, anume că MN sunt mijloacele diagonalelor. Încercăm să punem în evidență cât mai bine acest lucru, utilizând proprietăți specifice vectorilor, operațiilor cu vectori. Iată o proprietate importantă pe care vrem să o punem în evidență privind mijlocul unei laturi a unui triunghi. Și anume, pentru aceasta este important să facem următoarea construcție, respectiv unim pe M cu D și pe M cu B. În aceste condiții, vectorul MN, pe baza unei proprietăți cunoscute, poate fi exprimat, este chiar mediana în triunghi, MN, ca geometrie euclidiană, MN este, se poate exprima în funcție de vectorii MD și vectorul MB, după o proprietate cunoscută. Vom scrie, deci, următoarea relație, o prima relație, anume că MN, vectorul MN, care apare în primul membru a relației date, pe ea ne vom baza foarte mult, este egal cu semisuma vectorilor MD și MB. Deci, este egal cu, începem cu o linie de fracție, da? MD vector plus MB totul supra 2. Și acum mergem mai departe, încercând să exprimăm vectorii de la numărător pe MD și pe MB. Iată, revenim asupra figurii și observăm că în triunghiul ADC putem de asemenea să folosim aceeași proprietate considerând mediana DM, dar cu vectorul DM în acest sens. Deci DM va fi egal cu DA plus DC supra 2. Dar noi avem la numărător MD, deci MD și nu DM, de aceea vom schimba semnul. De asemenea, și la MB, în triunghiul ABC, avem acea situație, fapt pentru care la numărător vom schimba literele între ele, practic schimbăm sensul vectorilor, deci dacă schimbăm literele, avem un minus în față, pentru că se schimbă sensul. Așadar, este egal mai departe, un prim demers care îl vom avea noi aici, este să schimbăm semnul, va fi egal cu, la numitor rămâne desigur 2, iar la numărător vom scrie minus DM. Și în loc de MB vom scrie minus BM. Tocmai pentru a aplica proprietatea cunoscută a medianei. Este egal în continuare, da? Egal cu, nou linie de fracție, vom avea minus linie de fracție, punem minus în fața linie de fracție, DM plus BM. Totul supra 2. Este deci egal mai departe, minus o linie de fracție mai mare, desigur totul supra 2, și începem cu exprimarea lui DM. Din nou pe figură, să mai arătăm o dată, în triunghiul ADC avem vectorul DM, mediana DM, deci se exprimă în funcție de DA și DC, după proprietatea deja aplicată încă o dată. Deci va fi egal cu, în loc de DM vom scrie din nou o fracție, este DA plus DC supra 2. Deci DA
plus de ce supra 2 plus și urmează acum exprimarea lui BM. Ne întoarcem din nou la figură și va fi vizionat triunghiul ABC, acolo unde vectorul BM, de aceea este bine că am schimbat vectorul, din minus BM am scris plus BM, deci BM va fi egal cu, în triunghiul ABC, cu BA plus BC supra 2. Să scriem și acest lucru atunci, deci din nou linie de fracție, supra 2, așa cum am spus, BA plus BC supra 2, totul supra 2, egal cu, din nou, avem minus, linie de fracție, efectuăm puțin mai rapid calculele, eliminăm și fracția supraetajată, la numărător vom avea DA plus DC plus BA și plus BC. Totul supra, bineînțeles, supra 4. Este egal mai departe, mai putem din nou pe minus să-l trecem la numărător și schimbăm din nou sensurile vectorilor. Putem descrie AD plus CD plus AB și plus CB. Am schimbat literele, de fapt, de aceea nu avem minus. Totul supra 4. Și acum, revenind la punctul inițial, exprimarea lui MN, iată, conduce la această fracție. Este egal mai departe, sau rezultă, în final, să tragem aici o concluzie, dacă MN este egal cu această fracție, mulțim cu 4, avem de 4 ori MN și ne apropiem foarte mult de primul membru al relației din ipoteză, este egal cu AD plus ceilalți trei vectori, se scrie mai rapid, CD, AB și respectiv CB. Aceasta este concluzia la care am ajuns, la care atașăm și relația dată în ipoteză. Adică 4MN știm că este egal cu AD minus BC. Scriem rapid AD minus BC. De aici tragem următoarea concluzie. Membrul drept din fiecare egalitate la care am ajuns reprezintă același vector, respectiv rezultă că AD plus CD plus AB plus CB, deci AD plus CD plus AB plus CB este egal cu rezultatul de la a doua relație, adică cu AD minus BC. Deja observăm o reducere. Avem AD în primul membru, AD în al doilea membru, deci AD cu AD se vor reduce. Avem, să nu ne grăbim aici, CD plus AB plus CB este egal cu, ne-a rămas în membru drept, minus BC, care nu înseamnă altceva decât CB. Din nou se reduc CB cu CB. Rezultă mai departe faptul că CD plus AB este egal cu vectorul nul. Rezultă mai departe AB este egal cu, trecem CD în membru drept cu sens schimbat, minus CD. Și rezultă că AB, încercăm să eliminăm și semnul minus, AB este egal cu minus CD, înseamnă vectorul DC. DC. Acesta este rezultatul la care am ajuns. Și ceea ce este important de acum este să
dăm o semnificație, să interpretăm cât mai bine rezultatul la care am ajuns, respectiv că AB este egal cu vectorul DC. Am debarasat acum tableta și scriem rezultatul la care am ajuns, respectiv AB vector egal cu DC. Așadar, cum interpretăm acest rezultat? Pornind de la relația 4mn egal cu AD minus BC, am ajuns la AB, vectorul AB, egal cu DC. Așa trebuie să se întâmple pe figura noastră. De aceea ne uităm la figură. Avem acesta, vectorul AB și vectorul DC. Ori AB și DC, așa cum apare pe figura pe care am făcut-o la început, cei doi vectori nu sunt egali. Totuși, ei trebuie să fie egali. Ce înseamnă că doi vectori sunt egali? Dacă AB este egal cu DC, atunci rezultă două chestiuni care ne interesează în mod deosebit. Anume că trebuie să aibă aceeași mărime, direcție și sens. Două chestiuni ne interesează. În primul rând, că aceeași direcție. Adică AB, ca dreaptă, trebuie să fie neapărat paralel cu DC. Cu dreapta DC. De asemenea, vectorii sunt egali dacă modul de AB este egal cu modul de DC, adică AB ca segment este congruent cu DC, au aceeași măsură. Ori în felul acesta ajungem chiar într-o proprietate a unui patrulater, o proprietate care implică faptul că patrulaterul este un paralelogram, respectiv dacă un patrulater convex are două laturi și paralele și congruente, atunci patrulaterul este un paralelogram. Situația concretă la care ajungem, iată, va fi vizualizată în felul următor. Începem cu două drepte paralele, punem în evidență faptul că cei doi vectori AB și DC sunt egali, în felul acesta, pe cele două drepte paralele alegem două segmente congruente, AB și respectiv DC. Deci spuneam că vectorii AB și DC sunt egali, se află deci pe două drepte paralele și, bineînțeles, mărimea vectorilor este aceeași, respectiv AB este congruent cu DC. Renunțăm acum la săgeți, avem două laturi paralele și congruente. Fapt pentru care, unind punctele AB, C și D, obținem, desigur, un paralelogram. Deci, da, din aceste două rezultă, aceste două afirmații, rezultă, într-adevăr, că AB, C, D este un paralelogram. Se confirmă, deci, concluzia.